Suntem în partea a doua a emisiunii Cu cărțile pe față, împreună cu domnul comisar șef Ionel Todoran. Domnule comisar șef, una din vulnerabilitățile vieții publice o constituie condițiile și situația din trafic. Pentru că vedem și în Baia Mare, care e la ora actuală situația zilnică, au loc accidente cu victime și fenomenul, interesant, tinde să ia amploare în loc să se reducă. Am întrebat și pe domnul comisar șef German ce măsuri se au în vedere pentru creșterea siguranței și securității în trafic, în afară de pliante și clipuri video, în condițiile în care nesiguranța și insecuritatea cresc proporțional cu parcul auto. Vedem că în Baia Mare nu mai sunt parcări disponibile, sunt tot mai multe mașini, e agitație și mai mare. Ca urmare, se vede și în cifre, a crescut parcul auto. Parcul auto a crescut, cred că în ultimii 25 de ani, la fel a crescut și numărul deținătorilor de permise de conducere și nivelul de viață fiind în creștere, standardul de viață ridicat, e posibil ca și de aici încolo acești doi indicatori să crească. În ceea ce privește parcările pe care le-am să spun și până la urmă căile rutiere pe care cu noi cu toții ne deplasăm, este o problemă strict a administrației publice locale. Noi, Ministerul de Interne, prin serviciul rutier sau serviciul de ordine publică, desfășurăm activități preventive, pornind de la, poate să spun, de la instituțiile de învățământ, de la copiii de școală, la copiii de, la elevii de liceu și ajungând în școlile de conducători auto. Până acolo ajungem cu diverse activități preventive în care încercăm să-i conștientizăm despre pericolul care ne paște pe fiecare dintre noi prin nerespectarea legislației rutiere. Ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat. Mai crești că au crescut. Anul trecut, de exemplu, la nivel de Maramureș și au scăzut numărul de accidente grave, accidente rutiere. Am avut creșteri la nivelul de persoane decedate, dar asta este o problemă care nu depinde numai de noi. Respectarea legislației rutiere. Ce facem noi ca să o impunem? Pe lângă aceste activități sunt acțiunile zilnice pe care noi le desfășurăm în descurajarea celor care încalcă legislația rutieră. Prin prezența noastră în zona școlilor, unităților de învățământ și în zonele aglomerate, atunci când și traficul rutier este cu un gând ridicat. Atât putem să facem astăzi. Ne propunem ca și pe viitor să le continuăm acest tip de activități. Iar probabil că un sistem de supraveghere video la nivelul municipiului Baia Mare ar descuraja poate și încălcarea legislației rutiere. Oricum, întotdeauna când avem emisiuni cu reprezentanții ai Serviciului Poliției Rutiere Maramureș, atragem atenția asupra faptului că nu sunt suficienți polițiști în trafic, sau asta ne spun oamenii care aștepta mai mulți, în special la ore de vârf. Domnul German ne-a spus la un moment dat, am amintit despre faptul că, da, au fost plecări masive din poliție. Au și revenit. Au și revenit o parte, dar parcă mai e nevoie. Întotdeauna este loc de mai bine. Și e nevoie de mai mulți polițiști, sunt atâția cât suntem la nivelul județului Maramureș, lucrători de poliție rutieră, sunt în jur de 95-98. Dacă o să îi împărțim și în Baia Mare și la Sighet și în toate orașele, nu sunt chiar atât de mulți. În Baia Mare sunt cei mai mulți, adică este și biroul rutier al municipiului Baia Mare și serviciul rutier de la nivelul inspectoratului de poliție și încercăm să fim prezenți în toate zonele cu unde simțim că e nevoie de noi, o anumită sensibilitate în zona rutieră. Probabil că eu sunt încrezător, rămân pozitiv în sensul că Inspectoratul General al Poliției Române și Ministerul de Interne va crește numărul de polițiști și în județul Maramureș. Va crește, ne va da indicatori în plus, iar școlile de agenți de poliție și de Academia de Poliție va pregăti atât cât e nevoie, astfel încât să avem un număr suficient de polițiști, încât să mulțumim până la urmă populației. În ce privește dotarea acestor servicii rutiere, adică acestor compartimente rutiere, ce ne-ați putea spune? Știu că au mai fost aduse, da? Întotdeauna ne dorim mai mult. Dar problema există dintotdeauna. Întotdeauna ne dorim mai mult și noi sperăm că în acest an, cel puțin așa erau perspectivele, ca serviciul rutier să fie dotat, poliția rutieră, dotat cu autoturisme și cu un tip nou de radar. Dar este în planul de achiziție al Inspectoratului General al Poliției Române, cum și tot în același plan de achiziție este și dotarea cu tehnica IT, cu un număr destul de consistent de calculatoare. Eu rămân încrezător că ceea ce au spus că vor face, vor face. Am putea puțin extinde discuția să vedem care este baza tehnică a Inspectoratului de Poliție a Județului Maramureș, raportat la nevoile reale ale instituției, păi, chiar tehnica auto, IT, armament și dotări personale? În momentul de față, Inspectoratul de Poliție Maramureș are în dotare un număr de 225 de
autospeciale. Și aici includem autoturisme, autoturisme de teren, inclusiv dubele de transport pentru persoanele reținute și arestate. E schimbare și asta. O parte din ea este învechită. Urmează ca în acest an, din câte știu, să se achiziționeze la nivelul Inspectorului General al Poliției vreo 4700 de mașini și într-o asemenea situație și noi vom primi în dotare pe zona de poliție rutieră și ordine publică. Colegii noștri din structurile operative au primit în ultimii ani autoturisme de regulă de producție autohtonă și s-a îmbunătățit, ca să spun așa, parcul auto. Pe de altă parte, este în schimbare inclusiv dotarea cu armament a Poliției Române și tot este în faza de contractare a unor tip noi de pistoale care să fie dotați polițiștii. Tehnica IT este tot timpul, cum spus, niciodată nu să spun că suntem foarte mulțumiți de ea, pentru că este în continuă schimbare. Vedeți că se schimbă de la o zi la alta, iar noi nu întotdeauna reușim să ținem pasul cu noi, când spun Poliția Română, pentru că totuși Inspectoratul General al Poliției Române este, numeric vorbind, este mare, e o cheltuială destul de mare pentru Ministerul de Interne, Poliția Română. Gândiți-vă că discutăm despre 53-54 de mii de polițiști la nivelul întregii țări și ce înseamnă dotarea pentru fiecare. Și de atunci, din acest punct de vedere, se pune problema. Iar în ce privește modernizarea acestor unități de poliție, ce am putea spune? Modernizarea structurală, dacă se poate numi Inspectoratul General al Poliției Române. Gândiți-vă că la nivelul Inspectoratului de Poliție Maramureș funcționăm cu două poliții municipale, 11 poliții orășenești, 63 de posturi de poliție comunale și 13 servicii la nivelul reședinței care coordonează activitatea la nivelul județului sau își desfășoară sau sunt structuri de suport care nu au reprezentare în teritoriu. Cam asta este organizarea Inspectoratului de Poliție și schimbarea este în funcție pe de o parte de modificările legislative și de nevoile poate odată pe trimestru facem modificări structurale la nivelul inspectorat în funcție de modificările care apar fie în legislație, fiecare modificările care sunt cerute de viața de zi cu zi. Că vă întrebam de aceste nevoi reale ale instituției. Mai sunt unități de poliție care trebuie să, știu, găsiți alte clădiri pentru a-și desfășura activitatea în bune condiții? Avem probleme din acest punct de vedere și dacă da, unde? Schimbările se fac tot timpul. Chiar acum, probabil că în această lună, trebuia să schimbăm sediul poliției de la Tăuții Măgăruși, de exemplu, dar n-am avut timpul fizic necesar. Primăria ne-a pregătit un sediu nou pentru că își desfășoară activitatea în sediul primăriei și era necesar pentru administrația publică locală să extindă. Deci e o schimbare. Și mai urmează și în alte situații unde condițiile nu sunt cele mai bune. Pe de altă parte, în cursul anului trecut, vreau să vă spun că noi am făcut modificări, îmbunătățiri, ca să spun, a condițiilor de muncă al poliției. Și la un număr de 6 posturi. Mai avem un proiect încă 10 posturi pentru în acest an pe un proiect, iar pentru alte 2 posturi primim finanțare începând cu luna viitoare. Deci în ultimul an și jumătate, să zic așa, am primit mai mulți bani pentru reparații curente la posturile de poliție comunale. Celelalte sunt polițiile orășenești, unde ne desfășurăm activitatea, sunt mai bune condițiile decât în mediul rural, pentru că, în general, în mediul urban sunt mai bune condiții decât în mediul rural. Care este nivelul de salarizare din IPJ Maramureș în urma modificărilor și a legii salarizării unitare? Legislația de salarizare a polițiștilor e destul de alambicată, ca să spun așa. Adică? Adică sunt foarte multe norme aplicabile în zonă, pentru că s-a început undeva de mai mulți ani când nu s-a adoptat o legislație unitară de salarizare. Și atunci de fiecare dată când a fost nevoie ca polițiștului să-i se dea un drept pe undeva legat de salarizare și pe undeva un drept care este valabil la Poliția Europeană, s-a venit cu tot felul de soluții. Un spor de 2% îi spune nu știu cum, de 3% îi spune altfel. Și atunci tot timpul s-au adăugat. Abia vine legea 153 care vrea să rezolve problema definitiv a legii a salarizării unice la toți bugetarii, inclusiv la polițiști. Legea 153 n-a adus lucruri foarte multe pentru noi. Ați văzut că sindicatele din poliție ies și discut o grămadă de lucruri. Eu nu intru în această zonă pentru că... Dar vreau să vă spun că pe 1 ianuarie 2018 polițiștii au primit la salari după ce s-au introdus și alte taxări în salarizare, impozitări, 3 sau 4%. O parte dintre noi mai primim, să zic așa, un spor de 5% din 1 februarie, pentru că era un procent de salarizare pe care a fost anul trecut pe o perioadă de 6 luni, pe o perioadă limitată de timp.
De undeva de la sfârșitul anului 2016 și până se vede o creștere a legii, o creștere a cuantumului de a salariilor polițiștilor. Nu, poate că nu este la nevoia la care ne-am dorit noi, dar societatea ne dă atâția cât are. Iar undeva din 2019, dacă legea este corect aplicabilă, adică dacă se va aplica, creșterile sunt mai substanțiale, undeva până în 2022. Cel puțin așa arată legea și eu susțin, eu chiar de a, eu vă spun ceea ce spune legea. Mă întrebasem adineori dacă li se mai merită tinerilor să urmeze cariera de polițist, chiar și din acest punct de vedere al salarizării. Dacă este și al condițiilor. Să știți că dacă ar fi să luăm în calcul doar banii, nu știu dacă se merită sau să merită. Din punctul meu de vedere, m-am ce se merită. Eu cred că nu doar banii, cu bani trăim cu toții. Cu banii trăim, dar nu doar banii sunt cei care până la urmă ne asigură, să zic așa, o anumită satisfacție a realizărilor profesionale. Eu cred că și altele sunt. Un alt aspect care ne interesează este cel legat de sistemul de învățământ. De la ciclul primar și până la cel preuniversitar, nu se face sau se face în prea mică măsură educație civică copiilor și tinerilor. Știu că au mai fost deplasări ale polițiștilor în unități școlare pentru diverse acțiuni, dar poate nu sunt suficiente și sunt chiar benefice. De ce în alte părți există, domnule comisar șef, un program școlar, discipline care te pregătesc pentru viață, în sensul unor realități precum infracționalitatea de natură sexuală, criminalitatea organizată și alte domenii de interes. Ce face poliția română în acest sens și ce ar trebui și ce ar putea să facă de acum înainte? În momentul de față, prin compartimentul preventiv și prin lucrătorii poliției de proximitate, prin lucrătorii poliției rutiere, noi suntem cât se poate de apropiați de instituțiile de învățământ și încercăm să prevenim implicarea copiilor și a tinerilor în general, fie în infracționalitate, fie sub forma de a fi de a săvârși infracțiuni, ca să spun așa, sau să nu fie victime ale infracționalității. În ceea ce privește politica instituțiilor de învățământ, de mai mult timp noi insistăm și spunem că ar fi bine, dar e o problemă legată de Ministerul Învățământului și am arătat de mai multe ori că sunt țări din Europa, țările nordice, unde introducerea în instituțiile sau în sistemul de învățământ a unor discipline școlare cu care să sublinieze sau să pregătească prevenirea până la urmă au produs efecte benefice în 10-15 ani. Astăzi, la ei, nivelul de infracționalitate este scăzut, pentru că dacă au pregătit copiii din școală cum ce înseamnă încălcarea legislației, fie că e legislația rutieră, fie că e legislația generală, aceștia și-au însușit-o și au aplicat-o și când au fost tineri și când au devenit maturi. Aș vrea să aflăm mai multe detalii și despre relația pe care Poliția Județului Maramureș o are cu autoritățile publice și județene în combaterea criminalității. Știm, ne amintim acele întâlniri de la Prefectura Maramureș în ce privește cerșetoria și alte aspecte importante. Aș vrea să vă rog să ne dați câteva detalii. Ce acțiuni ați derulat în ultima perioadă? Activitățile de colaborarea noastră cu instituțiile publice este pe toate planurile. Vreau să vă spun că când spun instituții publice, spun toate agențiile cu atribuții în zona de aplicare a legislației. Și aici vorbesc și de jandarmerie și de colegii noștri de la ISU, de la Direcția de Informații și apoi inclusiv instituția prefectului ca și reprezentant al guvernului în teritoriu și care până la urmă guvernează o parte dintre activitățile preventive și nu în ultimul rând inspectoratul școlar. Deci pe toată paleta, să zic așa, acestor instituții, noi desfășurăm activități preventive. O parte dintre ele sunt inițiate de către noi, o parte dintre ele sunt inițiate de către ei, iar sunt inclusiv organizații neguvernamentale care au preocupări destul de multe în această zonă și împreună cu aceștia derulăm programele. La noi sunt programele preventive care sunt cele stabilite la nivel național, gen prevenirea implicării tinerilor, nu știu, delinvențe juvenile și aici așa. E toată gama de activități sau prevenirea implicării în infracțiuni contra patrimoniului sau din această categorie. Dar mai vin și celelalte instituții cu propriile lor programe și activități și aici le desfășurăm împreună.
Iar în ce privește colaborarea cu instituțiile justiției? Este destul de clară. Noi avem o cooperare foarte bună cu atât ce privește justiția în general, vorbind, dar atât ce privește parchetul, pentru că potrivit legii de poliție judiciară, poliția judiciară din Inspectoratul de Poliție se subordonează operativ, din acest punct de vedere, parchetului. Toate activitățile care se desfășoară de cercetare într-un dosar penal se fac numai cu avizul procurorului. Și atunci nu se pune problema, pentru că noi suntem instituții care, a căror activitate este reglementată de lege și prin excelență poliția respectă, veghează la respectarea legii și nu văd cum am putea noi să facem altfel decât să respectăm legea. Dacă ar fi, domnule comisar, să facem un top al problemelor cu care specifice zonei noastre, județului Maramureș, dar din punct de vedere al infracțiunilor care au loc, din ceea ce dumneavoastră aveți acolo, ce am putea spune? Care sunt problemele majore unde polițiștii ar trebui să-și îndrepte mai intens atenția? Toate problemele sunt importante. Și am să vă spun, pentru fiecare dintre cetățeni, problema nu este cea mai importantă. De multe ori avem tendința, poate, de a pune în balanță, să vă dau un exemplu, furtul unui lucru minor. Așa, din posesia unei persoane în vârstă, unui pensionar, să-l pun în balanță cu furtul unei sume consistente de bani din posesia unei persoane care, financiar, cel puțin, stă mult mai bine. Și atunci ne întrebăm care e cel mai important. Pentru fiecare dintre cetățeni, problema lui este cea mai importantă și noi trebuie să ținem cont de toate. Și cred că dacă vom vedea lucrurile așa și vom pune din acest punct de vedere problema, nu vom avea foarte multe probleme în ceea ce privește credibilitatea noastră. Pentru că tendința va fi întotdeauna să judecăm că o anumită faptă este mai gravă decât cealaltă. Pentru cetățean, revin. Problema nu este cea mai importantă și noi trebuie să ținem cont că acolo unde ne găsim pe fiecare palier de activitate, să ne desfășurăm activitatea și să încercăm să rezolvăm fiecare problemă. Evident că județul Maramureș este un județ de frontieră, unde problematica este diferită decât într-un județ din centrul țării. Avem probleme care țin de încălcarea legislației frontierei, de până la urmă de încălcarea legislației accizelor. Și aici vorbim de contrabandă cu țigări sau cu alte produse. Nu este zi să nu dăm câte o știre cu contrabanda cu țigări. Este tot timpul. Este pentru că stăm firea lucrurilor. Pe de o parte, fiind la frontiera Uniunii Europene, ca în țara noastră, în țara noastră vecină, Ucraina, produsele sunt mai ieftine. Nu sunt accizate ca și în țara noastră, atunci va exista această tendință de a le aduce, de a le revinde și a asigura, să zic așa, un câștig. Pe de altă parte, suntem tot un județ în care 40% din relief este acoperit de păduri. Iarăși o altă problemă majoră. Iar o altă problemă majoră, care este silvicultura. Este o problemă a județului Maramureș și aș putea spune că de foarte multe ori cetățenii nu întotdeauna reclamă o anumită problematică aici, pentru că fiecare dintre ei nu mai are propria problemă. Deci, dar în același timp, silvicultura a fost și rămâne o problemă. Cu toate că pe noua legislație care se aplică din ultimii 2 ani, au scăzut masiv, ca să vă spun așa, tăierile ilegale. Mi-aduc aminte că odată cu aplicarea în urmă cu 2 ani, țin minte că într-un an a scăzut la 50%, tăierile ilegale au scăzut. Dar rămân și vă spun că am avut chiar, să spun așa, și dosare de mare anvergură anul trecut la județul Maramureș, e vorba de un dosar în care au fost cercetați 19 persoane din diverse categorii, de la cei care taie lemnele până la șef de ocoale, cu prejudicii de 19 miliarde de lei, în care s-au aplicat sechestrul pe bunuri de 16 miliarde. A fost, cred că, cel mai mare dosar de silvicultură de la nivelul țării. Dar a fost o muncă titanică. Altă componentă o reprezintă drogurile. Interesant. Da. E și componenta drogurilor, ea este specifică mai mult zonelor urbane. Dar nu numai, sunt și alte substanțe, ca să spun, etnobotanicele, dacă da, e să le luăm. Dar sunt toate substanțe interzise și în acest domeniu prevenirea așa are locul și poate că e cea mai importantă componentă a prevenirii la tineri, pentru că de aici începe. Consumul de droguri este specific tinerilor. Vă gândiți ca pe viitor să aprofundați relația chiar și cu școlile prin linia aceasta a prevenirii? Auzit și se vorbește foarte mult în spațiul public despre existența unor persoane care ajung înspre licee cu aceste substanțe. Întotdeauna aceste categorii de persoane se vor îndrepta înspre potențiale consumatori, care sunt de regulă tinerii. Activitățile preventive
îmbracă două palete, ca să spun, pe de-o parte activitatea preventivă propriu-zisă și mai avem activitatea de supraveghere a celor care au asemenea preocupări și tragerea lor la sancțiuni, în fața legii, la sancționare. Ați văzut că nu mai târziu decât săptămâna trecută, cred că a fost o acțiune la nivelul Getului Maramureș, făcută de către colegii noștri de la crimă organizată, în colaborare cu alți colegi de-a lor. Deci se desfășoară activități. Noi nu le facem atât de mult publice, pentru că sunt persoane, ați văzut că sunt persoane, de regulă sunt persoane tinere și încercăm într-un fel să le protejăm, aceste persoane. Deci, ca urmare, ne-am dat seama, așa, am făcut într-o al principalelor probleme care existente acum în societatea noastră și unde poliția acționează. Noi acționăm pe toate categoriile, dacă se poate așa, de probleme. Vedeți că, în general, când nu este o problemă, când nici nu se rezolve, toată lumea se adresează poliției și ni se adresează, de regulă, cu mai multe probleme decât sunt cele stricte legate de competența noastră. Eu zic că e un lucru bun. Faptul că ni se adresează cu toate problemele înseamnă, eu spun că este un fel de barometru al încrederii, întotdeauna le spun colegilor, și încercăm să rezolvăm toate problemele. Cât putem de mult sau dacă nu, măcar să îndrumăm cetățenii să se adreseze instituțiilor care au competență pe acest domeniu de activitate. Profit de prezența dumneavoastră, domnule comisar șef, pentru a vă face un reproș, nu dumneavoastră personal, ci instituției poliției. De ce nu ies mai des polițiști în mediul public cu declarații sau alte forme de manifestare, limitându-se doar la cele comunicate, uneori sterile sau anunțuri fără mesaj? E o întrebare pe care de mult am așteptat să vă adresez. Poate că avem o problemă pe comunicare. Și dacă vreți să îmbunătățiți relația și cu... Da, eu mi-am dorit și întotdeauna să îmbunătățesc comunicarea poliției și să fim cât se poate de transparenți în ceea ce facem noi și atunci probabil că și revine societatea va avea un nivel de încredere mai ridicat în poliție dacă vom fi mai transparenți și dacă vom arăta că și noi suntem oameni ca ceilalți, adică oameni, și că avem aceleași probleme, că nu e nimic de ascuns în spatele activității noastre. Dar problema asta de comunicare e mai veche, are tare în trecut și ține până la urmă și de modul în care cei care diriguiesc problemele poliției române în general ne dau sau nu ne au voie să ieșim foarte mult, pentru că la un moment dat s-a pus problema ca în public să iasă, inclusiv să dea declarații doar purtătorii de cuvânt, pentru că... Care cu siguranță nu le pot ști pe toate. Nu le pot ști pe toate și probabil că vor avea un alt tip de comportament în relație cu presa decât un polițist oarecare care va avea emoții, va avea trac și are o reținere să vorbească întotdeauna cu presa, gândindu-se că noi în general ne bucurăm de foarte multă atenție din partea presei, polițiștii. Și atunci întotdeauna se gândesc că de bună seamă se va încerca să se scoată în evidente anumite mici scăpări sau și eu știu ce trăsături negative de comportament. Dar e un lucru pe care eu, așa cum am subliniat, mi-l doresc să-l îmbunătățesc în ceea ce vrește comunicarea și transparența. Eu vă întreb, nu ar fi normal, așa cum ați ieșit dumneavoastră astăzi, să iasă și șeful poliției municipiului Baia Mare, cum s-a întâmplat și în alți ani, sau cei din alte localități, și să informeze direct despre activitatea, nevoile și viața polițiștilor, pentru că trebuie dezbătute și cred aceste aspecte. Eu cred că se poate, nu se va pune problema ca noi să nu dăm voie comanda inspectoratului, să nu dăm voie polițiștilor să vină în emisiuni sau să prezinte problemele polițiștilor sau problemele, până la urmă, problemele care sunt, care trebuie să aduse la cunoștința cetățenilor. Nu cred că e o problemă asta și e una din dorințele pe care eu le am. Iar așa amintesc de emisiunea pe care am realizat-o împreună cu domnul comisar șef German. Am lansat ideea unui parteneriat împreună cu televiziunea noastră pentru a prezenta cât mai mult din activitatea poliției, să existe această transparență. Suntem deschiși oricărei comunicări către oricare, eu știu ce, mijloc de comunicare care își dorește ca să prezinte, nu știu, până la urmă, problemele și problemele poliției și problemele cetățenilor și modul în care noi le soluționăm. Eu sunt pentru. Deci avem această deschidere. Domnule comisar șef, vă mulțumim pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc și vreau în final, mulțumindu-vă că mi-ați dat posibilitatea să vin și să, până la urmă, să apar în fața cetățenilor și să-i asigur pe cetățenii județului Maramureș că noi, polițiștii, vom face tot ce ține de noi ca ei să se simtă în siguranță. Mulțumim încă o dată, doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. O seară frumoasă să aveți împreună cu televiziunea Teleplus Maramureș. La revedere!